văzut răzma? Ce înseamnă polițistul adevărat? Asta e, băi, nevoie de ordine și disciplină. Fața polițistului trebuie să fie aprigă, să fie dură, să impună respect, că altfel te curăță infractorul. Ochiorete, păi asta în America, mă. La noi fața polițistului trebuie să sugereze cât e șpaga. Pupă-să! În România, polițaiul român nu mai e șpagă! Vai de capul tău! Păi nu ești tu, bă! Și tu ești prostul care întărește regula! Eroagic! Băi, Chiorete, înțelege-mă, voi n-aveți cum să semănați cu polițiștii americani, mă! Pentru că ei sunt actori, mă! Sunt machiați ca să aibă fețele astea de duri! Bă, dar ce seamnă, mă, față de duri, mă? Adică, cum, adică, cum am eu așa când sunt... Așa, mă? Mărlane! Un tip dur se recunoaște în primul rând după nas, mă. N-ai văzut că au nasurile turtite, mă, aia, duri de la câți pumni au luat? N-ai văzut că toți bodyguards au nasuri turtite? Auzi, mă? Nu vrei să te ajut eu să ți-l turtesc? Hai că poate așa te iau ea mai repede în legiune. Mai repede în legiune? Asta așa, și foarte tare suntem, frate. Aurico! Da, șeful? Mă, mai e cariva în secție la ora asta? Nu, șeful. Păi dacă te ori ți-am zis să nu mai zici, șeful? Bine, șeful. Păi dacă nu mai e nimeni, alu, cine e haina asta frumoasă? A dumneavoastră, șeful. Nu știți cum să zice? Ce-am găsit, al meu să fie. Aurico, să știi că eu sunt un monument de corectitudine, să se consemneze că o iau acasă doar ca să nu se pierză. Și mâine la prima șoară vin eu și o dau la pierzătură înapoi. Consemne, șeful. Dar ce înseamnă? Nu e prost, prostul, dragule. Ce vrei, Mârlane? Mă dărulezi, mă, vină cu aici când... Înțeles că vreau, știi că vreau să plec în legiunea străină. De fapt, știi că și tu ai vrut să pleci, numai că... Da, dar n-am putut din cauza ta. Păi, da, las să uităm trecutul. Deci, am vorbit eu cu un șef de legiune care mi-a zis că dacă aș avea o figură așa mai de dur, adică să am o față crâncine și cu nasul cu un pic turtit, așa, aș fi ca și acceptat. Dar ce știu că aș fi acceptat? Chiar parcă m-ar fi acceptat, ar veni, m-ar lua de acasă cu onoruri militare, cu fanfară, cu mititei, cu... De-asta trebuie să-mi turtesc un pic nasul, mă, și dacă tot te cunosc pe tine, să mă ajungi pe mine. Asta ar fi plăcerea vieții mele. Știam eu că ești băia marfa și nu refuzi tu un vecin acum așa, mă. Auzi, dar să nu te pună dracu să-i zici lui gagică ta că ți-am spart eu bărnosul, că... Nu, nu-i zic. Ce cum? Ce bărnos să-mi spart? Pleacă nația! Ia uite, vezi că ai ordine de restricție, ai uitat? Hai 20 de metri mai încolo, că te sparg. Păi n-ai zis, mă, că vrei să... Și tu respectă ordinul, te găsește, dracii. Eu uite să spargă mie, să mă dorulesc, mă. Eu n-am zis să mă lovești, vreau doar să-mi zici cum pot să-mi turtesc nasul, să-l am... Pum, pum, Mârlane, că altfel n-ai cum. Doare? Bă, nu știu, că eu m-am desprins cartilajul prin operație. Uite, când eram mic, că aveam deviație de sept. Hai, lasă. Am deviație direct! Așa mi-a zis doctorii, că dacă vreau să mă operez rapid, crap! Care doctor ți-a spus? Aia cu care mai mă cunosc eu! Ia zi, mă, programești pe mine la operație? Aaa, deviație de sept! Ia să văd! Păi nu știu, vede, fai deșteaptă din cauza deviației! Aoleu, ce dracu vă învață la facultate aia, vă duceți, treceți carațele pe gârlă. Zi, mâine pot să mă programez, că uite ora aceea. La deviație de sept. Ești sigur că vrei tu să faci operație? Normal, ca să scap dracului odată și de problema asta. Treaba ta.
Dar să știi că la anestezie îți bagă un ac așa de vreo 10 cm gros prin interiorul narei. Păi nară, bun. Ah, l-ai rezolvat deja? Super, că vreau să-l întreb dacă nu vrea totul să-l pocnesc eu, că știu cum. Ce să faci, mă? Marș-mă de aici, că-ți rup picioarele! Bă, mușculică, gagica asta mea nu e stare să mă rezolve, mă. Și mă gândeam că poate... Bă, ești nebun. Dacă aude că eu... N-aude, mă, că după ce mă externez, îi zic că m-a lovit de colțul. Mese și asta e. Sigur. Sigur. Ok, hai, închide ochii. Stai, mă, ce măi, potolește-a dracului, că am zis, vorbești cu doctorul ăla care te-a belit pe tine la nas, mă, belească și pe mine. Ce ți-am zis, mă? Băi, scuze, dar eu am crezut că... O să vă dau cu ăsta în nas ca să vă mai ia din durere. E un anestezic local. Anestezic local? Da. Deci așa să anesteziază nasul. Nemernic-o. Băgai tu mie niște gesturi, atâta seringa pe nas, să-mi bagi în creier, să mă dai dracu. Nu vrei și tu ca iubițelul tău să se opereze? Îl lași să sufere ca un animal! Dar ăla era anestezic local, măi, deșteptule! Dar ce am zis eu? Că vreau internațional sau de care? Normal, că vreau local! Deșteptul, că e bune și astea ale noastre locale! Că sunt naționalist! Hai mă, nu lași și tu pe iubițelul tău să se opereze la nănău? Că știi că de la deviația asta... Dacă nu mor eu, pot să ajung să omor pe alții, să fac tot felul de atrocități, să ajung, Doamne ferește, Jack Spintecătorul, să hăcui. Ce vrei să ajungi, mă? Jack Spintecătorul. Exact, că nu pică aer pe nas, uite, și nu mi se oxigenează creierul. Mm-hmm. Și dacă nu se oxigenează, adică să respire, el se sufocă și uite ce vrea să... Ce vorbeam? Aha. A, uite și-și pierde conștiința și comite acte reprobabile. Mm-hmm. Adică de la o deviație simplă, deviație de sept, o să ajungi criminal. Exact. Deci ce simplă? Că a mea nu e una simplă, e una complicată. Că eu am deviație de deviație de sept. Auzi, măi, nu cumva tu vrei să-ți turtești nasul ca să pari mai dur? Nu? Hai, leliță, de la vie. Hai, leliță, la man-man. Ne-am cadorisit. Bă, să știi că de când ai intrat în poliție, nu mai ai gusturi de țăran. Nu e mea pupă, să, ce ță? A uitat-o cariva la secție. Păi am eu bandă așa ceva. Auzi, mă, lasă vrăjeala, că mai știm și noi cum e cu șpăgile în poliție. Dar stai liniștit, că nu-i zi minilu de zi. Șt. De ce, mă, nu te lasă Dezi să... Ești nebun. Păi dacă aude aia că ăsta dă milioane pe țoale în timp ce ea strânge bani de casă, e cât? Bă, sunteți din la crabă, ce trece aveți, bă? Bă, vă nu înțelegeți că asta nu e a mea? Eu am găsit-o, bă. Păi ce asta să nimere pe mine? Ia-te, bă, cum înșeadă, ia. Ia, vezi, cum înșeadă, ia. Chiarete, unde trebuie să fie? Pa? Ce e asta? Ai, nu, o treanță, bă, mică. Dar să știi că nu e a mea. Nu e a ta, a? Hai, mă, de zic că măcar îi vine bine. Ți-l face domn. Dă-și că-ți rup contul ăla. Aha. De asta nu a avut timp domnul să vină să vedem casa, fiindcă a avut treabă. S-a fuțit prin magazină ca să-și cumpere haine de domn, nu? În timp ce iubițica lui merge din bloc în bloc, din cocină în cocină și strânge bani pe palmă. Mă, iubițica, jur, mămica, nu e a mea. A uitat-o cariva. Cine, mă? Cine? Vânzătorul pe teșghea sau cine? Evident, înainte să o plătești sau după ce ai plătit-o, că nu mai știu! Băi, știi ce? Dacă sunt proastă ca noaptea, nu sunt și neagră ca ai înțeles? Te lasă, Chiorete, lasă! Că o să iau toți banii de casă și o să-i cheltui în cele mai mari de magazine, înțelegi? Ce o să te mai muți cu mine când ți-ai vedea ceapa aia de gaborlat? Ferdi!
Ai vorbit la spital, mă operează? Nu mai e nevoie, amărâtule, nu mai trebuie să faci nicio operație. De astăzi s-a descoperit noua cremă care înmoaie cartilagiul, adică îl face ca la boxeri, elastic. Când respiri, cartilagiul se mișcă singur și intră aerul. Așa. Flutură. E bine că nu flutură, dar să și turtește. A, normal, sigur. Păi dacă se fleșcă e cartilagiu, normal. Deci avea dreptate, mușchiulică. Fiți-ar legiunea în cap să-ți fie. Auzi? Dar știi, ca să aibă efect trebuie să te dai câteva luni de zile. Una, două, trei. Deci luna asta ai la altă și încă una. Să mă dau, mă dau, dar... Ce ți-a zis e de crema asta? Mi-a zis... Iulica mi-a zis. Păi parcă m-am sclerozat, nu știu ce-i cum e. Păi vrei să n-ai și tu de viață de-aia de rect, să... Cine știe, mama dracului, să mă oxigenează creierul mâine, păi nu mă alegi cu cuțitul macii. Să-ți dai și tu. Nu e a nimănui. Am întrebat peste tot. E, păi atunci păstrează. Nu e zdreabă la cap, la câte probleme mi-a făcut cu Dezirica și mi-e și mare. Păi dacă ți-e mare, trebuie mie, mă. Că în felul ăsta îi demonstrezi lui gagică ta că n-ai de banii pe ea. Că doar nu ai fi tâmpit să dai lucruri de milioane pe degeaba. Adică așa să înțeleagă ea. Nu? Da. Semna, poți să bat? Da. Da! Sărna, poți să intru? Da. Mai bat? Nu. Sărna, Dezirica e? Nu e. Atunci viu mai târziu. Mulțumesc pentru ideea cu crema, a fost excelentă. Care crema, Mârlane? Asta pe care mi-ați recomandat-o. Apropo, dacă mă dau de mai mult de 4 ori pe zi cu ea, mi se moaie nasul mai repede? Păi tu te dai cu crema asta în nas? Da, de 3-4 ori, dar poți mă dau și de 10 ori dacă e nevoie, că nu mă deranjează. Păi, idiotule, tu știi pentru ce este crema asta? Este pentru hemoroizi, adică de băgat în rect, Mârlane. Corect, aceea de viață la... Hemoroizi? Adică e de dat cu ea la pârți? Bună, dodoloțule! Ha? Cum merge cu crema? Cum să meargă, ca uns? Păcat că nu-i niciun popanar pe împrejur să-l fac fericit! Ești frântă de oboseală. Mă duc puțin să fac un dușcă. Ești... du-te în frântă, că ești frântă. Iar focul de baragradină. Da? Căbiciula să plătește, nu? Mai ai tu pe o să mă strigi, mă, Mârlane? Păi tocmai de asta te-am chemat, vecine, să îngropăm securea războiului. Să uităm de incidentul pe care ți l-a provocat Angelica. Și să mai vorbim și noi, să mă pui și pe mine legătură cu doctorul ăla, cu deviația de rect, ăsta de sept. Hai că acum știu care e diferența, rect, sept, rect, sept. Dar ce, mă? Ai dat de bani? Ha? De fapt, nici nu te mai întreb. Ia uite ce geacă mișto ți-ai tras. Păi dacă îți place, ți-o dau ție, ți-o fac cadou. Cred că îți vine și măsura ta, dar vorbește și tu cu doctorul ăla, mă, cu operația, să mă programeze și pe mine la spital, la sală și da, să-mi facă anestezie cu spray de la mă. Păi da, îți dă cu spray întâi ca să-ți amorțească nervile și pe urmă... Ferdi! Și pe urmă, operația, sigur, am înțeles, ai. Ferdi!
Aviu, am fugit, adică mă servezi, dă-mi telefon, spui când e gata operația, da, asta, sala de operație. Hai, hai. Bună. Ferdi, mi-ai umblat-o cumva în geantă? Eu știi că mă ating eu de geanta ta, Doamne. Ferdi, erau aici 2 milioane. Acolo trebuie să fie, dacă nu o fi pe dincolo, ai căutat pe dincolo, că se poate să fie pe dincolo să... Pentru orice eventualitate. Pentru... Băi, Bârlane, ai fost bă la Dezirica? Se pare că nu. Ha? Ce zici, Chiorete? Îți place? Ha? Ce credeai, că glumesc, nu? Și hai să zic un secret. Nu numai că am cheltuit banii de casă, dar am făcut și un împrumut ca să-mi iau blănița. Mamica, tu faci o mare greșeală, să știi. Eu n-am dat un aduleu pe hăinuța aia. Nici nu mi se potrivește, i-am dat-o lui Mârlanu. Dacă nu crezi, eu îl chem înapoi să-mi dea hăinuța, să o probez, să vezi că nu-i pentru mine. Băi, Mârlane, vină mă acum! Ce mă cereți? Da, hăinuța aia, ți-am dat-o ție ca să o probez, mă, să vază de girica, că nu-i a mea, mă. Păi de unde, mă, să zici, că nu mai am, nu... Cum? Eu am dat-o la spălat, mă, că era pe tată, era în curățătorie. Era, hai că mă grăbesc, că mă duc la o operație. Frumoasă încercare, Chiorete, foarte frumoasă. Dar hai să zic ceva, dacă sunt neagră ca noaptea, asta nu înseamnă că sunt și proastă ca aia. Mersi. Unde e sala de operații? Stați așa, că nu v-am făcut anestezia. Pe asta ce a fost? Preanestezia. Anestezicul principal este aici. Hătiga! Eu am vrut să zic da, frate. Dar tu te-ai tirat repede în casă și n-am mai apucat. Aiurea, dă haina înapoi, mincinosule. Ce vorbești, bă? Ia, lasă haina. Ursuleț de catifea? Ce să dă? Nu să mai ia. Ia te ursuleț cu pindăniere, cine dă înapoi o cere? Hai, dă-o, hai. Bă, tu vrei să... Să ce faci, mă? Ia-ți-o, mă, ia-ți-o, mă. Ia-ți-o, gata, gata, gata. Așa, Dodoloțule, ți-ai luat haină de fițe, a? Ce e? Cu ce bani? Mă întreb. Nu cumva te-ai servit din geanta mea? Nu fac eu așa ceva pe Zervica, mică. Eu n-am nimic, nu i-am asta. Ia lui Chiorete. Mă, Dezi, doar nu-l crezi idiot să cumpere o haină de mărimea lui Mârlanu. Aha, iată haina. Pune-mă, umflatule, pe tine să vază că e măsura ta, ia. Opa, măsura ta? Păi nu mi-ai zis că e lui Chiorete, Dodoloțule? E mama. Am fost eu de față la magazin când a cumpărat-o. Ai găsit-o la secție, Chiorete, a? V-ați înțeles cu toții să mă aburim sau cum? Deci ai cumpărat împreună cu mine. Ai fost de față când am cumpărat eu haina asta, da? Asta așa, că n-avem borș în casă. Ce faci, idiotule? Îi spargi nasul lui iubițelul meu? Vrei să mi-l trimiți în legiune? Ușor, cucoasă, ușor, că de asta mă ocup eu. Așa, mă, Chiorețel, mamă? Tu-ți minți iubițica? În grup, nu? Bună ziua, o caut pe Chiorete. Ah, uite haina mea. Am uitat-o la secție. Sunt și actele. Sunt și actele, da? Și banii. Avea și bani. Ce bun sunt! La ce râturi aveți? Mai degrabă porci?
Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Gata! Ai vorbit la ospirea la ospiciu! Să-mi trag una ce să mi l-au zis! Ai vorbit la ospiciu? Mă internează? Cucu! Gata, iau-o! Așa, cam așa! Aproape! Băi, băieți, mă gândeam așa, melodramatic pot spune, că noi suntem ca animalele. Când ne împerechem? Nu, mă. Când moare un apropiat, gata! L-am uitat! Instantaneu! Bine că nu mâncăm, că știi că unele animale așa fac. Păi ești drecul în gură, că dacă te aude mârlanul, închide pe tot. Auziți, mă? Voi știți că asta se împlinește un an de când iepurașii trașcă s-au dus? Știam eu că n-a murit firarea-i dracu să fie. Nu dăm un semn de viață, de frică să-mi le cerem bani sau mâncare. Ui s-a dus pupa asta, ui s-a dus. Dă-mi adresa să le trimit cu un plicus scuipat pe el. Mârlane, s-au dus pe lumea cealaltă, adică sunt morți. Dumnezeu să ierte că era niște oameni, bă. Bă, ce oameni deosebiți, bă. De morți numai de bine, bă. Dumnezeu să ierte. Oh, săraci ca oameni am fost, Și mă gândeam că ar fi frumos și pios să facem și noi un parastas ca să mai creștem audienți. Să mai creștem și noi în ochii lumii. Vă dați seama, toate ziarele o să ne elogieze. Asta, o să ne elogieze. Ce colegi buni suntem noi. Și mă rog frumos. De unde o să știe ziarele că noi facem parastas? Păi o să știe, mă, că-l facem la mine în emisiune, în direct. Pupă, să te-ai bolunzit? Bă, adică de ce să nu pot să fac, mă, când
diacone să facă fiecare seară mor și parastase cu rechiune! Ideea e foarte bună, bă! Dar eu ce să facem 3-4 parastase, bă, să fie mai multe colive? Că mi-e place coliva de... Stai liniștit, umflatule, că nu ți-a nimeni coliva de la bot. A zis cineva coliva? Unde e? Unde e că vă sparg? Dar nu puteam să o fac eu, pupăză, coliva! Ba da, dar o mâncă imediat. Și nouă ne trebuie coliva în direct la emisiune, pentru că facem parastasul acolo. Că oameni suntem, mă, ca să cinstim memoria foștilor noștri colegi căzuți la datorie. Nu știu, domnule, căzuți, necăzuți, poate nu mă prind jumătate din coliva, că eu vin peste voi în studio și nu știu ce fac. Fefebe, t-ai nebunit? Păi ce vrei să zic că ăștia că ești pâine în buzunare, fobistă? Că mănânci ca o scroafă? Ferdi, tocmai mi-ai făcut scroafă? Explicativ, dragă, ca să înțelegi graviditatea situației. Să știi că dacă te atingi de coliva aia, eu... Adică ce? Ca să-ți rămâne ție toată șmechere, nu? Să o mănânci tu singur, ca măgarul. Aaa, m-ai făcut măgar? Explicativ, dragă! Să înțelegi graviditatea situației. Nu mănânc nimic deșteaptă, stai liniștită. Foarte bine, atunci facem un pact. Ce? Dacă tu te juri că nu pui gura pe colivă, nici eu nu pun gura pe colivă, mă jur. Facem așa? Perfect. Și o să ne încurajăm amândoi și o să ne susținem ca doi porumbei ca să rezistăm tentației. Bate la ba. Bate palma, vreau să spun. Vrei să gusti? Hai cu o părere în plus, nu strică. Nu. Nu, nu. Bă, nu e gata, mă. Hai că întârziem la emisie. E gata, disperatule, ia-o! Poftim! Ia, trăgă-ne, atică! Păi nu te-ai pus, mă! Păi da, să-l... Ce-i bar jocura asta, șefa? V-ați gărcit la niște bombonele? Păi faceți, bre, crucea egală! Într-o parte are, într-o parte, uite-te și matale, bar jocura! Da, n-are, într-o parte n-are! Da, avea, mă, disperatule, uite și urma! Hai, de pun altele! Avea, am văzut și eu că avea... Păi deschide gura. De ce? Sunt eu curios de niște chestii, deschide gura, că te zic. Nu pot. Am făcut un cărcel. Ai făcut cărcel. Aha! Iată urme de bomboane în gură. Ai călcat înțelegerea. Da, înțelegerea era la colivă. Nu la bomboane. N-ai zis nimic de bomboane. Da? Bine. Bă, vorbiți de ei ca de niște eroi. Ca prin asociere să zică lumea că și noi suntem. Exact. Bogoșică, ia coliva, bă, și bag acelea pe centru să se vază mai bine în cadru, ia. Da, da. Coliva! Dar n-am mâncat-o eu, vă jur! Mărlane! Da. Ce ai făcut, letrednicule? Da, ce? Nu e vina mea, Angelica, am călcat înțelegerea prima. Altă colivă. De ce? Aia n-a fost bună? Nu știu, întreabă-l pe Gagică tu, că el a gustat-o. Pe toată. Ticălosul! Știam eu! De data asta o să facem coliva așa cum știu eu.
ca să iasă mai repede. Adică nu este moșmondite sau ce? Nu, mă, n-am zis asta, dar acum... Dar ce? Ce ai zis? Toată te-a făcut moșmondită, nu zici nimic? Auzi, pălugă, tu nu mă faci pe mine moșmondită. Dar ce înseamnă? În memoria foștilor noștri colegi, iepurași și trașcă. Eroi, iepurași și trașcă. Această lumânare semnifică faptul că drumul celor doi nu se oprește acilea, ci el va continua până la îndeplinirea visului. Chiorete, dragi telespectatori, vă rog să-l scuzați pe colegul nostru. A încurcat emisiunile din cauza emoției. Auzi, mă? Pardon. Ar merge să facem un decedes pentru tine? Ar avea audiență, ce zici? Mărlane! Doamnelor și domnilor, îmi cer scuze, dar așa e numele lui de familie. Să nu credeți că l-am jignit. Dar haideți, până vine Coliva, să încercăm să ne amintim de cei doi eroi și de faptele brave pe care aceștia le-au făcut. Mai bine, Coliva. Ajutați de noi, bineînțeles. Dau cuvântul domnului Gogoașă Costel. Iepuraș a fost o fată. Slăbuță, dar puternică. Urățică. Gogoașă, nu era chiar urățică. E, s-o crezi tu că nu era urățică. În comparație cu tipele alea cu care am filmat eu, era chiar pui de crevedie, da? Să nu facem reclamă mascată, da? Și să nu divagăm. Să nu divagăm. Gogoașe, aici nu ești la emisiunea ta să vorbești despre Panaram. N-a că era să mă scap. Și eu, auzi, poți să mă duc pe la veciu, că mă apasă Coliva pe vezică. Vă cer scuze la stimații telespectatori, dar... Scuzați-l că nu e obișnuit cu televiziunea. Să revenim. Deci, e o vorbă. Despre morți, numai de bine. Nu se știe sigur dacă e morți, bă, că nu s-a găsit cadavrele. Închideți-l la valiera, că ne facem de... Rahat. Nu e hârtie. Fetelor, hai că a zis Popoză să o iau oricum, că nu mai poate trage de timp. Mm, e gata? Vezi că e acolo, pe scaun. Mm. Ce ai făcut, mă, tântălăule? Te-ai așezat pe ea. Dar de ce e tântălău, dragă? Tu ești tântăluaică. Că ai pus-o acolo. Da, da, scaunele în general sunt să te așezi cu fundul pe ele, tântăluaico. Păi a pus-o acolo ca să nu o găsească Angie, capsec. Mm-hmm. Ce ai zis, mă? Capsec. Poftim? Capsec. N-am înțeles, mai zi odată. Capsec. Mai terminați odată. Tu să Și vezi că n-am uitat că ne-ai făcut moșmondite, da? Exact, pălugă! Auzi, băi, capsec! Tu ești capsec! Păi, fă-te, tu ești capsec! Băi, Van Damme, zi, mă, și tu ceva! Capsec și obraznică! Vezi că ești obraznică și nu mai vorbesc cu tine, să fie clar! Capsec! Capsec! Asta e Coliva voastră? Fomisto. Verdi m-a provocat că el a încălcat primul înțelegerea. Ce facem acum? Altă Colivă, ce să facem? Chiar? Altă Colivă? Dar faceți-o repede, că acum cât sunt sătură. Că dacă îmi vine iar pofta, eu nu răspund. Știți că eu nu mă pot abține. Bă, bă, băi, vă sparg, ce faceți? Dați-mi drumul! Dați-mi drumul, brutelor! Asta e sechestrare de persoane! Dați-mi drumul, nenorociților, că vă sparg! Dracu m-a pus să-l trimit pe idiotul de Van Damme! Eu ți-am zis să mă duc eu! Era o culoare, bă, ce tu ți-ai mai desprinde în atmosfera! Mie mi-e foame! Mieru? Gura! Intrăm! Unde? Toți! Am ce cazit, toți! Stimați telespectatori,
Din păcate, Oliva nu a ajuns. A ajuns la tot. Se pare că slujba de sfințire durează. Așadar, până ajunge, haideți să vorbim despre... Despre ce vorbim, Mărlane, că numai din cauza ta? Despre colivă, să vorbim despre colivă. Tradiția colivei la noi în țară, din moși strămoși. Ca să intrăm în subiect, dau cuvântul colegului meu, Chiorete Ilarie, care el este un țăran adevărat de la coarele pulpului și el ne poate... povesti câte ceva despre istoria colivei, deoarece bine, am avut și multe decese în familie. Zi-mă! Mă e țărân! Doamnelor și domnilor, coliva se prepară după cum urmează. Se ia circa 500 de grame de arbagic. Arpacaș, tântălăule! De ce-l faci tântălău din ciosul? Că dacă nu zicea asta rețeta, tu erai la fel ca el. Sau nu, de fapt erai mai rău ca el. Erai deja proastă pentru că el e bărbat și nu trebuie să știe să facă mâncare. În schimb, tu trebuie să știi, da? A făcut proastă. Dar tu ce ești dragă? Cum se numește aia care nici măcar nu știa ce aia cu olivă? Dar cum se face? Tu ești mama proștilor. Dar ce zic eu, mama proștilor? Tu ești Dumnezeu proștilor. Ai înțeles? Dumnezeu proștilor. Mai. Și ragul de la mămică. Lasă-le așa cum sunt. Separați mărgelele de bomboane, că dacă se pierde vreuna, vă omor! Lăsați-le în naibii așa, că nu mai e timp. Ia 10 ore când mă sună pupă să... Puneți-le așa și le zic că o să nu mănânce din bomboane, da? Bine, ce vorbești, mă? Lăsați-le așa cum sunt! Dispare vreo mărcică, vă omor, mă! Nu puneți nimic pe colivă! Cum să nu punem nimic pe colivă? Ai văzut o colivă fără gruce? Cum? Dă-mă niște bomboane, dată nebună la cap, lasă că ți le găsesc! Băi, nu! Găsesc eu după aia, ți-le... Băi, te pierde-mă! Fetelor, suntem în criză de timp. Și situațiile de criză se rezolvă cu o mână forte. Luați-o de aici că mă încup eu de ornat. Hai, negru, pune mâna! Gata! Aul, iau de pe mine! Mărlane, dacă te apropii la mai puțin de 3 metri de asta, te joc în picioare, mă! La pârnaie te bag! Ordin de restricție, dă-te naibii! Bă, aveți grijă că bomboanele... Ieși că intrăm! Ce-ți? Ieși, intrăm, unde intrăm, mă? Bă, ești nebun! Bă, ăștia a fost evrei! Și șeful nu ne-a zis niciodată! Bă, schimbați grafica, scrieți în ebraică, hai! Intrăm în 3, 2, 1! Doamnelor și domnilor, iată că a sosit și mult așteptata colivă. Și surpriză, senzațional și în exclusivitate! Acum am aflat și noi de ce a întârziat. A fost dusă la sfințit tocmai la Ierusalim, deoarece eroi noștri au fost de rit mozaic. Ce mozaic, de hai acum că așa, eu am fost faia în țară pe vremuri, m-am tăiat mozaic, dă să tai eu. Ia, luați curculițe, dă faci cu tai eu când mă pricep. Eu am fost, am și un prieten bucătar la Paris, mă, unul ratatui. Ala, m-am învățat eu în cât suntem, unul, doi. Ce ți-am zis eu, Mărlane? Ce mă? Ghiși! Ce mă, cerești, mă, pupă, să spunești tu, mă, că asta e... Dacă o ții mult așa, să crește, să strică, nu mai e bună. Nu mai e bună. Mi-a zis mie un coleg bucătar. Dacă trebuie să tăiem acum, că dacă nu tăiem, vede posturile alte de televiziune, vede telespectatorii că zice că-i butaforie dacă nu tăiem. Ce vrei, să-ți pierzi audiența, că ea dacă nu e adevărat, o să mai uită. Ți s-a făcut rău de la emoție. De la emoție? Dacă îți pierdeai mărgelele. Mărgelele. Sper că le-a separat de bomboane, da? Normal. Da.
Ce e, mârlane? Te-au ajuns blestemele? Mă scuzați, stimați telespectatori. Hai, Dumnezeu să ierte dacă e morți. Bă, ce naiba fac imbecile ăștia, mă? Mai sunt 30 de minute de emisie. Puțin îmi pasă mie de tradiția lor. Spune-i lui ăla în cască să-i pună pe ăștia să vorbească sau să facă ceva, că dacă mi-omoară audiența, îi omor și eu pe ei. O să participe la propriu parastas. Rămâneți cu noi! Revenim imediat! We'll be right back.
Ce mama drag să mă frecați, mă, ce sunați atâta, că toți aveți cheie. Ați mă, rămas, mă, deranjează pe mine, e deschis, da. Ce fac, mă, mășuric? Ce să fac, mă? Hai, hai afară să mă antrenez. Ce vorbești? Păi dacă te aude Angelica că vrei să mă faci așa de box să-ți suflă botul. Nu, mă, am niște prieteni la o echipă de fotbal și e accidentat titularul și eu îi țin locul. Hai, mă, să-mi tragi și mie la poartă. Dacă vrei să-ți trag, îți trag de aceea de pat, altfel lucru nu mă deranjez. Hai, mă, ca oia nevoie de portar ca de aer. Uite, să pregătesc pentru un amical în Franța și de când îmi doresc să văd și eu turnul? Franța? Da. Hai zic Franța, păi de ce nu spui așa, mă, tăticule, că te ajut eu pe tine să te antrenezi, te duci în Franța, să vezi turnul, să-l vezi pe sarcoței, să vezi pe nevastă, să-l ce sarcoței cu... Bine, dacă să... Bă-mi pare rău, bă, n-am vrut să te lovesc, mă, dar și tu ești neatent. Eu m-am aruncat, ea trăia ca să pui loc de bară la poartă acolo, mă, nu să te lovesc pe tine. Serios că-mi pare rău, uite, nu știu cum să mă revanșez. Ah, tocmai mi-a venit o idee. Bă, noroc că sunt eu dăștia. Hai că apăr eu în locul tău la echipă, că eu am fost portar mulți ani, mă. Serios, am fost portar la Steaua. Am stat în poartă, lângă sectorul A, unde intrare am fost portar la... Mă, că eu locul tău, nu? Tantana! Ia uite ce are băiatul pentru fata lui. Miroase apartament? Miroase. Cât ai acolo, iubi? 2000 de euro. Păreau mai mulți. Da, mă, mămica, dar e de câte 5 euro, de-aia... Dar pe câți ai? 3000. Hai că cu 5000 o să ne luăm ceva super tare, nu? Da. Jumătate de loc de parcare, Chiorete. Și eu care am crezut că o să fac o surpriză plăcută acum, înainte de ziua ta. Auzi, dar dacă tot nu luăm casă, eu zic că din toți banii ăștia să-ți fac un cadou, dă să șadă mâța în coadă. Ce vrea fata mea de ziua ei? E, da, pe Bănică Junior să danseze pentru mine, ce zici? Singur sau cu Iulia Ventură? Nu vine nicio vedetă la mine, că am studio de rahat, boss, de aia. Păi arată ca o ghenă de gunoi. Păi aia și e, mă, ce-ai vrea să arate o ghenă? A ghenă! Corect, dar aș putea să am și eu măcar un LCD. Nu zic 3-4 cum au talk show-urile adevărate. B-ați vrut, apropo, la banii mei pupăză? Nu bat șeful, păi eu sunt o persoană pașnică, n-aș putea să omor nici măcar o muscă. Vrei LCD? Descurcă-te. Fă bartere, fă reclamă mascată, că de-aia ești dictat mai directorul de programe. Fii genial, mă, cum ești tu de obicei. Te dreacu de mediocru. Și o să mă bagești pe mine în echipă? Normal, mă, Cocoașe, de câte ori te-am mințit eu pe tine? Mereu! Adică... Păi tu ce crezi că pe mine mă interesează fotbalul? Pe mine mă interesează să ajung în Franța. Când am ajuns în Franța, m-am trist acolo, direct la legiune m-am dus. Și cine joacă titular în locul meu? Exact! Mătăluță, vezi pentru cine mă sacrific? Boaite ce ești! Îți luați toată gloria! O să fii Ducadam 2! A ce zic eu 2? 3, dacă nu chiar 4! Da, mă, da, mie îmi place să joc atacant, în față, la pomană. La pomană? Da. Mă rog, o să fii Maradona, că și se vede la burtă cu el. Hai, treci să-l tragi la poartă, hai să ne antrenăm. Ha! Bă, tu ai nebunit? Păi afară sunt minus 3 grade, ne îngheață talentele! Zău? Da! Atunci ne antrenăm aceea, bă! Haide! Verdi! Hai să mâncăm ceva, că nu mai pot de foame, mor de foame! Oh, și eu, hai! Păi ce faci, bă, nu intri la cură ca să te pregătești, să fii suplu pentru...
Da, corect. Sunt la regim, dragă, și nu pot să mănânc, așa că du-te singură să mănânci, că trebuie să slăbesc ca să pot să joc fotbal. Fotbal? Dar ce trebuie ție fotbal? Plecăm să jucăm cu echipa în Franța. Franța? Da, n-am vrut să zic Constanța la... Mergi la Constanța, în port să-și cu niște marinari francezi. Joacă și Băsescu. Cu marinare? Da. Ce puneți-mă la cale? Ia zi, zi-te! Da, spun tot, un fel de francez să scrie într-o echipă de fotbal care are meci în Franța ca să poată să jucă la legiune. Aha! Minte! Vreau doar să joc fotbal, să-mi fac condiție fizică, să slăbesc, să fac mușchi la picioare, ca să... Știi tu, când ne jucăm noi de marinarii, când încarc eu la tine în port cu șlepul, cu... Bă, bine că nu l-a vrut pe Elvis. Cum să-l vrea pe Elvis, că l-ai mor de mult. Păi și ce dacă mă-l desumați și... Merge? Bă, păi dacă-l vrea pe bănică, nu-i la fel de nebună? Păi cum să-i cânte ăla, mă, lui Dezirica, mă, frate? Că ăla nu cântă nici lui Andreea Marin, care e nevastă sa, că știu eu. Păi, dai, dau 2000 de euro, mă. Ai tu 2000 de euro. Am pupăză și dacă e nevoie, fac roșii de mai mult, bă, că mă împrumut. Că una iubitica mea, bă, vine și ziua aici și trebuie să-i fac un cadou frumos. Da. Păi, hai că o să încerc, mă, o să-l sun, că vorba aia, încercarea moarte n-are. Ce să mai încerci? E râs că rămiza direct, argumentul. Și bineînțeles că omul o să vrea, că banul-i ochiul, știi tu cui. Haideți, domnul Bănică, că e pentru o cauză umanitară. Exact, o tânără paralizată care e pe moarte. Și vă invit și în emisiunea mea ca să facem public gestul dumneavoastră. Să știe toată audiența ce om special sunteți. Aia care e ea. De, suntem post mic. Nu putem să avem noi audiența OTV-ului. Deci rămâne așa. 1000 de euro și veniți în emisiune să promovăm gestul. Să rămână. Ăsta, bună ziua. Yes! Bună ziua. Dom'le, care e cel mai mare LCD-ul pe care l-aveți? Cam pe la 1000 de euro, așa. Chiar până într-o mie să mai rămână și așa. Nu, că eu sunt la... țin dietă ca să... că fac sport acum, nu mă... Ferdi, treci la masă! Vrei să-mi te animiezi, să cazi pe stradă? Să cazi la pat, să mă chinui cu tine? Bă, că nu ai să nu mai dai cu șpițul! Gata, mă, s-a aranjat. Bravo, pupăză! Ești mare, mă! Avea dreptate de zilica când a zis că tu poți să faci ceva. A zis ea asta? Da, mă rog să știi că e o problemă, pentru că bănica a pus o condiție. Adică? Adică a zis că el vrea să vină doar pentru un act umanitar. Și am zis că e vorba despre o tânără paralizată în cărucior. Ce? De unde dracu fac eu ăsta acum de cărucior? Tu te-ai ghilit la cap? Chiorete, asta este cea mai mică problemă. Am rezolvat tot eu. Mi-aduce Angie de la spital. Tu vezi cum o paralizez pe gagică ta ca să stea în el. Măcar până târnă megastarul de cântat. Hai! Ești nebun la cap. Nu vezi câta burtă am? Am crăpat 6.000, păi fără 2 ore de siesta aceea din nu mă mișc. Băi, idiotule, tu nu vezi, mă, că aia o face intenționat? De ce crezi că îți dă și porția ei, mă? Te sabotează! Te giftuie ca să te îngrași, mă! Ca să nu poți să te antrenezi! Ca să te respingă ăia la selecție! Tu nu vezi, mă, că te-ai făcut cât malu, mă? O să zic aia că ești dita mai tancu, mă! Și aia nu importă tehnică învechită.
Că te știi scuip acum. Păi pe cine faci tu, mă, tehnică învechită? Nu vezi ce brita aia pe mine, mă, de panțăr? Da, mă, dar ai țeava de la turelă scurtă. Ești de la frig, bă. Ce-i cu ăsta aici? E... ca să șezi tu mai confortabil, iubii, consideră ca prim cadou pentru ziulica ta. Că ăsta e mai moale. Astea de birou, scanele astea de birou, e tare. Îți dai dracu tărtița, spun, ce o aplatizezi, faci scolioză și emoroizii e floare. Că am citit eu undeva, zici și la știri. Ăsta e tare. Ăsta moale, iubii. Ce arăte, tu ai nebunit? Tu vrei să stau într-un scaun cu rotile ca paralizații? Dar ce are, mămica? Prinde chiar bine. N-ai zis tu cu gurița ta că ai niște pacienți care zic niște trăznăi de rămâi paralizată? Uite, și cu ăsta o să te poți mișca mai ușor. E de mare ajutor, iubii, pe acelea pe cabine. Băi, Chiorete, băi, termină-mă cu tâmpenile astea, mă, și lasă-ne, că noi nu ținem așa ceva în cabinet. Că e semn că... De respect pentru pacienții care aveți acelea. Ca să vadă că sunteți super dotate. În plus de astea, vă întreb eu acum. Mă, dacă ăia când e imnotizați nu se mai trezește din imnoză, cu ce-i cărați la spital? Pe brațe? Nu crezi treaba asta. Îl puneți cu alea frumos și îl împlimbați. Iată, da? Iată, ia. Vezi, Chiorete? Ți-am zis eu, mă, că e semn rău. Chiorete, dispar cu ăsta de aici, că o să ne facem de râs. Am înțeles. Ieși, am zis! E a treia zi când îmi dai porția ta. Nu știi tu că ăștia grași care nu mănânc... Adică nu ăștia grași, vreau să mai dolofan, plinuț, ca nu-i așa. Care nu mănâncă, li se face rău, le cade glicemia pe parchet și leșină. Ei, lasă, dragă, că eu am de unde să consum. Mă rog. Agi! Mai... Uite, mișto-i prăjita asta. Pardon. N-ai reușit să o faci să stea? Nici într-un caz, popăză, e mai rău. Nici nu suportă să vază căruțul lângă trânsa. I-a băgat plavanca aia de șefa numai tâmpeni în cap. Că-i semn rău. Băi, fiată, facem altfel. A doua la vilă. Spune-i că a zis bănică că el nu cântă la bloc, că e sonorizarea proastă. Îi trebuie living de vilă, mă. Să aibă spațiu. Să se simtă ca la sala palatului. Așa să-i spui. Nu dai Dacia, nu te mai colo cu mingea. Ce dai mie de la 3 cm? Că... Aici e bine? Acolo. Ce s-a luat pe părere? Pupă, zi, ți-a căzut asta, mă! LCD-ul! Ți-a căzut LCD-ul? LCD-ul meu! Mi-a spart LCD-ul! Cine l-a spart? Păi da, nu-i vina mea! Eu am de acolo și... tu trebuia să aperi, că așa am stabilit! Ce tu vorbești? Cui a zis eu, mă, să nu dea cu șpițul, că nu apăr dacă dă cu șpițul? Idiotule, dar n-am tras cu șpițul, am tras cu șiretul! Păi ce faci tu, mă, idiotă? Păi tine te faci, idiotă! Ecranul meu! Audiența mea! Bine! Lasă că vă arăt eu, fotbaliștii lor, ce sunteți! Ce are, mangi? Ce are, Angie? Păi mi-a zis chiar să vin să o consul, că a intrat în depresie. Că pleci tu, nu știu unde, în turneu, în Franța, în... Da.
A, da, cu echipa de fotbal mă duc să... Ha, dar nu te duci acolo aia că doarme. Lasă să o dinească. Auzi, dă-și mie două, trei șuturi la poarta aceea, zic, că aceea e poarta ca să mă antrenez și eu, că ăștia nu-și pot de umbla. Păi eu habar n-am să dau în asta. Mare șmecherie, te dai 3-4 metri spate, vii cu elan, tragi un șut și gata, și mare. Dau un șut, că mă grăbesc. Da, să nu dai cu șpițul că te sparg. Ce ai făcut, umflatule? Doamne, mică, ia, da, cu piciorul minge și cum dracu, da, mare și mechinez, ai piciorul minge, inginerie. Ajută-mă, mă, s-o ridic, s-o duce la spital, s-o dregem. Nu, nu mișcați până nu vine salvarea. Vrei să rămână paralizată? Zi mersi cu aia în scaun, că în două minute vine bănică. Dă tu telefon, fuguța la salvare, pupăză, și anunță-i să fie, mă! Mă, zi-l ăla să vină mai repede, bufănică, că nu știu cât pot o reține scaun. Să mor dacă înțeleg și mare șmecherie, mă! Ție, lan, 2, 3, 4, vii, dai cu piciorul. Are petre în ea! Ah, cream dracu, că mi-ai pus gogoașă! Bă, a venit! Domnul Bănică! Chiar atât, tu chiar l-ai chemat pe Bănică să-mi cânte? Bănică era... Ce ai făcut, idiotule? Ce? Ce? A venit Bănică, mă! Și l-a ghivecit ăsta cu piatra în cap. Mă, mă, chiar să-i fac o poză, să avem și noi una cu el, cu megastarul. Mai adună-l, mă, gogoasă așa că s-a lăsit. Ia uite, că nu intră în cadru. Vai, Ferdi, ce bine îți stă așa. Ai prestanță. Parcă ești tăricianul după ce a rupt cu motocicleta mașina aia. Am pierdut eu, tița mai ocazia să joc în Franța. Lasă că o să mai fie și alte ocazii pe care o să le pierzi. Da. Măcar acum pot să mănânc pe sparte. Mi-a zis Gogoașe că-mi face niște sandwich-uri cu ceafă de porc de tenis. Gogoașe! Ia uite ce bunătăți mi-a adus. Ia, lasă-l pe Mârla, nu? Că el a mâncat destul. Eu trebuie să recuperez. Gogoașe, le-ai otrăvit, bă, cum te-a rugat eu? Nu mă interesează, pupăză. N-a cântat, n-a luat banul, așa că... Marcă banul înapoi. Dar nu i-am. Da, ți-i dau la leafă, îți promit. Ce leafă, câine? Și eu ce cadou ai farul de zirica de ziua ei? Aud! S-au văzut. De ce ai făcut bezna asta aici? Ștefan a cerut mămica. E jenă, nu vrea să-l vadă publicul cum ar veni cu cusătura aia de la lovitură care a luat, înțelegi? Mă, dar sigur e el? El e mămica. Păi nu-i recunoști mișcarea aia celebră de picior când parcă mestică cu făcălețul? Neafane, dă bre cu piciorul. Așa, ia uite-l, e cu făcălețul. Păi dacă... Păi și atunci ce face playback? Păi, mai uite cuvintele, de la lovitură, amnezic. Păi și vocea de ce-i sună așa? Păi și-a dat dracu cutia de rezonanță, mămica, și a căzut la ringele între trahee. Și de atunci este... Mai ușor să nu-l deranjăm, că acum trebuie pe concertul. Mersi mult! Se întâmplă oare să ajungi să-ți găsești o jumătate cu care toată viața să trăiești. E, cum să dăm poza cu dumneavoastră însângerat la ziare, domnul Bănică? Păi se poate. Noi suntem oameni integri, ce Dumnezeu. O aruncăm cu tot cu film. Dar ce zic eu cu tot cu film? Cu tot cu aparat. Ca să ștergem toate urmele. Dar știți, aparatul era al fetei paralizate și nu cred că își mai poate permite altul că... E săracă, săraca de ea. E, lăsați-l naibii de aparat, că și așa nu știe fata aia să facă poze. Auziți? Mai bine luați un LCD. Că ea n-are televizor
și visul ei este să se poată uita la dumneavoastră la emisiune marțea. Sigur că da. Dar să fie din ăla cu diagonala mare, că vrea să vă vadă în mărime naturală. Cu lumânarea, da. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Bă, eu nu mă uit, bă, nu sunt scârcit. Iată, bă. Lasă-mă, lasă-mă că-l întreb. Ți dau la sfârșit, împitule. La care sfârșit? Lasă-mă, îi pui caramida în față și la revedere. Bă, dracu, ți-a făcut cu ochiul banul. Așa. Era mai mare, bă. Ți-am zis că ăsta dă și cu apa după colț, dar minte cu mingea. Nu mă interesează pupăză. N-a luat banul, n-a cântat. Invers, n-a cântat, n-a luat banul. Dă banul înapoi.